Bun găsit la Gânduri News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 17. Ancheta autorităților italiene și a celor române în cazul gravului accident aviatic de la Milano, în urma căruia 8 oameni și-au pierdut viața. Din informațiile de până acum, la manșă se afla omul de afaceri Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați români. La scurt timp de la decolarea de pe aeroportul Linate a transmis date bizare turnului de control, iar controlorul l-a întrebat de ce s-a abătut din drum. Evis turbulențele? A fost întrebat, iar răspunsul a fost scurt. Nu. În mai puțin de un minut, aparatul de zbor a dispărut de pe radar și a pierdut altitudine cu 16 secunde înainte de impact. La bordul aeronavei private se mai aflau soția miliardarului și fiul lor de 30 de ani, dar și alte 5 victime, printre care fiica fostului comentator de Formula 1, Michi Alexandrescu, soțul acesteia, dar și bebelușul lor de un an. O altă victimă este bunica bebelușului. Cel de-al 8-lea este Julien Brossard, în vârstă de 36 de ani, un prieten canadian al lui Dan Ștefan Petrescu. Salvat de un jandarm curajos și inventiv, un bărbat de 42 de ani a fost salvat în ultima clipă de un jandarm când se pregătea să se arunce de pe pasarela de la gară. Bărbatul susținea că sărăcia l-a împins să facă acest gest și amenința pe oamenii legii că dacă se vor apropia, se va arunca în gol. Nu se aruncă românii din sărăcii, da? Se vadă sărăcia care s-a... Unul dintre jandarmii aflați în misiune a schimbat uniforma cu haine civile, s-a apropiat de victimă și a reușit să o imobilizeze. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean pentru consultații de specialitate. Cu mașina în vârful sensului giratoriu, o șoferiță de 79 de ani, prea grăbită și neatentă, nu a văzut că șoseaua are un sens giratoriu, așa că nu l-a mai putut evita. Rezultatul? A lovit bordura rondului, iar în urma impactului mașina a fost aruncată pe sensul giratoriu. Dincolo de pagubele materiale, atât șoferița vitezomană, cât și pasagerul în vârstă de 73 de ani au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest care a arătat că nu consumase băuturi alcoolice. Rata de infectare crește de la o zi la alta în capitală și se apropie de 10 la mia de locuitori. Astăzi s-a înregistrat o rată de 9,64 la mia de locuitori, după ce duminică era de 8,98, iar sâmbătă 8,28. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.292 de noi cazuri de infectare cu COVID, iar 133 de oameni au murit. Dintre aceștia, 127 erau nevaccinați și 6 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 45 și 94 de ani și prezentau comorbidități. Peste 14.000 de oameni sunt internați cu COVID-19, dintre aceștia 1.468 se află în secțiile de terapie intensivă. Cerc căzut în canal salvat de pompieri, autoritățile din Mureș au intervenit pentru salvarea unui cerc care a căzut într-un canal în apropierea localității Dumbrăvioara. Animalul a fost anchilizat și ridicat în siguranță de pompierii militari, după care a fost eliberat. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!